Jucătorul meu preferat este, de când am început să urmăresc fotbalul, este Lionel Messi. Paolo Maldini, care este retras, Sergio Ramos, Messi. Cristiano Ronaldo, poți spune că este idolul sau de când sunt mic. Românul nostru că tot este Gheorghe Hagi, ceva nemai văzut după părerea mea. Iar din toată lumea aș spune Neymar. Messi. Și din România l-am avut pe Raul Rusescu, când a fost în glorie. Și acum pe Tavi Popescu. Modelul meu, idolul meu este Messi. De ce? Felul în care joacă și tehnica pe care o are. Bun găsit, prieteni, iată câteva modele ale jucătorilor tineri, ale celor care n-au împlinit încă 19 ani și practică fotbal, după cum probabil v-ați dat seama. V-am dezvăluit astfel și tema emisiunii, unde vor ajunge mâine juniorii de astăzi din fotbalul românesc și l-am invitat pentru această discuție în platou pe domnul conferențiar dr. Cezar Honceriu, managerul Academiei CSM Politehnica Iași. Bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Vom avea și câteva reportaje din activitatea unor cluburi de la Botoșani și Iași. Vom trece în revistă și rezultatele din Liga a treia la fotbal. Acestea sunt subiectele de astăzi. Domnule Honceriu, fotbalul juvenil este extrem de important pentru creșterea fotbalului de nivel înalt, fotbalului de seniori. Da, este, în primul rând, trebuie să spunem că fotbalul este, în primul și în primul rând, un fenomen social, iar copiii din Iași sunt integrați cu toate câștigurile ulterioare ale practicării acestui sport în acest fenomen. Deci trebuie să privim fotbalul juvenil din Iași ca un fenomen care este necesar copiilor din Iași. Noi nu discutăm numai despre fotbalul din Iași, discutăm despre cel regional și avem câteva cartoane pentru a edifica colegii, ni le vor oferi, pentru a edifica telespectatori. Iată, deci, competiții organizate de Federația Română de Fotbal în Liga Elitelor la 19 ani. Sunt două serii, Est și Vest, a câte 12 echipe. AFC Botoșani evoluează în play-off, CSM Politehnica Iași în play-out. Campionatul național, deci eșalonul imediat inferior Ligii Elitelor, este alcătuit din 8 serii, a câte 12 echipe. Sunt două serii, una care are 10, una care are 11, dar asta contează mai puțin. Seria 1, Bacăul are 3 formații, Iașiul 3, Suceava 2, Neamțul 3. În seria 2, Galațiul 3 formații, Vasluiul 2, Vrancea 2. Sunt 18 echipe în seriile 1 și a 2 și un total de 117 echipe la nivel național. O fi mult, o fi puțin? Știu că sunteți cercetător științific. Ce părere aveți? Dacă ne raportăm la cifrele din alte țări din vest, cum ar fi Franța, Germania, Spania, Portugalia, suntem departe. Dacă ne raportăm la alte țări cu campionate mai slabe, suntem undeva la un nivel mediu. La Under 17 situația este similară, tot 117 echipe la nivel național, distribuția pe județele Moldovei la fel. Interesant cazul Botoșaniului, care nu are decât această echipă la Under 19, la junior până în 19 ani, care se află în play-off. În rest, nu există în campionatul național nicio altă echipă din județul Botoșani. La Academia Ieșeană de fotbal, în primul rând vreau să, tot așa, să lămurim telespectatori de ce se numește Academie. Noi am fost învățați ani la rândul cu centrul de pregătire pentru copii și juniori. Acum se numesc Academii. De ce? Este o directivă și un program al Federației Române de Fotbal prin care aceste centre de copii și juniori au fost evaluate și au fost transformate în Academii pentru a putea se înscrie în campionatul elitelor. Altfel, dacă nu ești academie, practic nu poți să participi și nu poți să-ți depui dosarul pentru a participa în campionatul elitelor. Sunt câteva condiții principale pentru a fi academie?
legate de infrastructură, de număr de sportivi, de grupe? Sigur, există un dosar întreg pe care îl depunem an de an. Acest dosar este evaluat la nivel de federație și se face un clasament. Anul trecut am intrat în primele 24 de echipe, am putut să ne înscriem cu echipele în campionatul de elite. Anul ăsta repetăm proces pentru că în fiecare an... Deci nu există un sistem de retrogradare, promovare ba, între... Da. Elite și campionat național? E pe bază de dosar, de fapt. Pe bază de dosar, adică te retrogradează sau te promovează... E pe bază de dosar, iar în cadrul acestui dosar, trebuie să spunem că în cadrul acestui dosar contează și rezultatele pe care le ai, pentru că dacă ai rezultate bune, există un punctaj. Există un punctaj care se referă la infrastructură, la rezultate, la jucători dați la echipele naționale, la echipele de seniori, Liga 1, Liga 2, Liga 3 și tot așa. Adică este un proces destul de laborios. Stafful pe care îl ai în cadrul Academiei, condițiile de cazare de masă, infrastructura Academiei, terenurile de joc, terenurile de antrenament, vestiare, cazare, cantină, toate aceste lucruri se monitorizează, vin din partea federației, tu îți faci dosarul, dar vine apoi vizită din partea federației care notează să vadă fiecare punctișor dacă l-ai pus corect dacă sau este nu. Respectat. Dacă este respectat. Și înseamnă că Iașiul stă bine în aceste condiții. Există o bătălie mare anul ăsta pentru a accede în campionatul elitelor, pentru că federația anul acesta a dat o directivă, toate echipele de Liga 1 sunt obligate să-și facă echipe în elite, așa că mai rămân puține locuri. Foarte puține locuri pentru celelalte din divizia B și din divizia C. Păi, rămân 14 echipe în Liga 1. Da, deci mai rămân 6 locuri pentru celelalte. 24. Deci, da. 8. Da, numai primele... pentru seria Est rămân 4 locuri. Că ele sunt pe două serii, Est și două Vest. Pentru două serii și bani de la UEFA primesc doar primele 20. Doar primele 20. Deci aveți ceva de lucru anul acesta? Am depus deja dosarul, am lucrat la dosar. Rămâne să vedeți clasamentul. Rămâne să vedem clasamentul final. Ce condiții au acum sau cum este organizată Academia și pe aceea vorbim și de condiții? Actualmente Academia este, avem un director tehnic care este domnul Vasile Simionaș. Avem 9 antrenori. Pe fiecare categorie de vârstă există un antrenor și el este cumulat cu alt antrenor adiacent categoriei de vârstă, care este practic antrenor secund, ca tocmai să poată participa împreună la antrenamente și la meciuri. Avem colaborare cu doctor, cu nutriționist, cu psiholog, avem încadrat preparator fizic, avem voluntari de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, acolo unde eu predau. Ei își fac practic voluntariatul, cel puțin la grupele mici, dar și la grupele mari. Avem, pe fiecare echipă avem voluntari. De la ce nivel de vârstă aveți echipe? De la 9 ani în sus. Avem și ucrainieni în echipă acum, pentru că ei au putut chiar fi legitimați. Știu că sâmbătă și duminică a fost ultimul un meci la copii de under 11 și ucrainianul din echipa noastră, Emilian, a jucat foarte bine. Iată, avem și astfel de vești mai bune din acea zonă. E bine că acești copii și-au revenit sau și revin și se integrează în colectivele. Este foarte important pentru sportive. integrarea lor socială și până la urmă și psihologică, pentru că ei trec printr-o traumă. Am spus da la toți copiii din Ucraina care au venit, am integrat în echipele noastre, încercăm să și legitimăm pe cei care pot fi legitimați și să le dăm jocuri, le dăm echipament, integrăm cât mai bine pentru că, repet, trăiesc o traumă și încercăm cu ocazia asta să facem cât putem. Domnule Honcer, nu sunteți de foarte multă vreme managerul acestei academii. Ce ați găsit? Ce ați reușit să faceți până acum, să mai puneți la punct unele lucruri? Există un progres? Da, așa cum am spus chiar de la prima conferință de presă din vară, pentru ca echipele noastre de juniori și traseul fotbalistic al juniorilor noștri trebuie să îndeplinim sau trebuie să le punem la dispoziție câteva lucruri foarte importante. Unul este legat de infrastructură și aici lucrurile trebuie să se miște și comunitatea locală trebuie să înțeleagă că acești copii au nevoie de terenuri pe care să se antreneze. Iașul cert este văduvit de o bază
material la acest nivel foarte... Încercăm acum alături de, de fapt, primăria încearcă să, să modernizeze baza de pe abator, care a fost tot timpul în istoria Iașului, a fost o bază în care au crescut copiii din Iași, fotbaliștii din Iași, și așa și trebuie să rămână. Trebuie să modernizăm terenurile, primăria trebuie să modernizeze terenurile, să facă terenuri de iarbă, pentru că dacă vom oferi condiții, copiii vor veni să joace fotbal, cu cât mai mulți, cu cât mai multe cluburi private, cu atât mai bine, o bază de selecție cât mai mare, dar ei trebuie să aibă unde să se antreneze. Deocamdată suferim din acest punct de vedere. Apoi, avem nevoie ca de o strategie comună la nivel de Iași vis-a-vis de traseul lor fotbalistic, pentru că sunt foarte multe cluburi private în Iași, iar când ajung la seniori, când ajung la juniori mari, under 16, under 17, under 19, noi trebuie să înțelegem că trebuie să punem copiii ăștia să joace în cea mai bună echipă din Iași, să-i reunim, să fie adunați să fie adunați într-o grupare de elită, cu adevărat, care să joace în cel mai puternic campionat. Și asta este Liga Elitelor, în care noi le propunem să joace. Și vin cu rugămintea la toți copiii din Iași, din jurul Iașului, care simt că pot să facă performanță, să vină să ne bată la ușă, suntem deschiși și lor, și antrenorilor lor. Dacă luăm copiii de la cluburile private, suntem corecți în tot ceea ce înseamnă traseul lor ulterior și beneficiile, dacă ele vor exista vreodată. Probabil aici este problema cu beneficiile, pentru că pregătești 5-6 ani un tânăr fotbalist, ajunge să fie selectat sau să fie dorit de clubul de seniori din oraș, în cazul Iașiului, Politehnica, și antrenorul conduc clubul respectiv. Discuția asta am avut-o și cu liceul cu program sportiv. Și acolo am găsit înțelegere din punctul ăsta de vedere. Am căzut de acord asupra unui protocol și ei au înțeles că ei trebuie să participe, copiii ăștia. Nu trebuie să le tăiem aripile, trebuie să îi lăsăm să zboare. Poate să zboare în Liga Elitelor și apoi la Politehnica Iași. Noi așa vrem să facem, până la urmă, rolul nostru este să... Așa gândesc eu, că în câțiva ani de zile echipa Politehnica Iași să fie formată mai mult de jumătate din copii care au trecut prin centrele noastre de formare din Iași. Că sunt cluburi private, că sunt la noi, nu contează. La fel gândesc și eu, dar nu văd foarte curând împlinirea acestui țel al dumneavoastră. Eu sunt optimist pentru că am văzut zilele trecute, am dialogat cu mulți din acești copii care m-au impresionat prin faptul că nu știu doar fotbal, ci sunt copii inteligenți, copii care, o să vedeți și dumneavoastră, stimați spectatori, ne-au vorbit foarte frumos despre ceea ce fac ei acolo și despre visurile lor. Avem programe de antrenament psihologic, avem programe de informare pe nutriție, pe alimentație. Chiar astăzi, de la ora 7:30, avem cu grupa de under 13, vine nutriționistul, vine psihologul, prezentare PowerPoint, discuții împreună cu părinții și copiii la oaltă, deci cu antrenorii. Deci ați introdus și elemente științifice, dar și de educație. Și de educație. Vom continua acest dialog. Aș vrea să ne oprim acum la Botoșani. Spuneam, Botoșaniul este singura echipă din Moldova, FC Botoșani, under 19, care evoluează în play-off-ul Ligii Elitelor. Are acolo o șansă, să vedem dacă o va mai avea după rezultatul de la sfârșitul săptămânii trecute, 3-3 pe teren propriu cu Steaua București. Vedem reportajul și revenim. La această oră, Botoșaniul este vârful de lanț al fotbalului din estul României. Echipă în Liga 1 de seniori, formații în play-off-ul Ligii Elitelor Under 19 și în play-out-ul Ligii Elitelor Under 17. Rampa de lansare spre fotbalul mare este echipa juniorilor de 19 ani. În ultimul meci, cel de sâmbătă, botoșenenii au terminat pe teren propriu la egalitate 3-3 cu Steaua București, după ce au condus cu 3-1. Din păcate n-am reușit să ne apărăm la ultima fază. Se pare că ocaziile s-au întors asupra noastră și suntem foarte supărați. Ce te-a atras să faci acest sport? Da,
Nu știu, cred că a fost ceva nativ, o chestie nativă. M-am născut și de la un an, doi am început să lovesc mingea cu piciorul și așa a rămas. Ce înseamnă fotbalul pentru tine? Pentru mine este mai mult decât un hobby, clar. Asta este... Încerc să fiu din ce în ce mai bun și vreau să fac din asta ceva foarte frumos pentru mine, în primul rând. Ce modele ai în fotbal și prin ce te-au impresionat? Da, din fotbal aș avea românul nostru, că tot este Gheorghe Hagi, ceva nemai văzut, după părerea mea. Iar din toată lumea aș spune Neymar. În momentul actual simți că din vară poți face pasul la echipa mare? Da, eu lucrez pentru visele mele, eu mă antrenez în continuare, încerc să-mi fac treaba cât mai bine oriunde joc și de ce nu? Dincolo de poziția în clasament a echipei FC Botoșani, Under 19, mai important este unde se vor regăsi peste timp juniorii de astăzi. Ai grupa de 2003, nucleu de bază, de 3-4 ani lucrez, plus băieții la Suceava care i-am adus, Nechita și frații Toader. Are Academia FC Botoșani toate verigile necesare pentru formarea tinerilor întrepte? Păi dacă în vară, în iarnă, acum a luat 7 jucători la juniori, la echipa mare, a fost cu echipa mare în Antalya, probabil că e bun ce facem noi acum la Academie. Puteți să enumera câțiva jucători care au perspective frumoase de viitor? Da, sunt jucătorii care se antrenează cu echipa mare. David, Nechita, Maxim, Luțu, ei deja fac pregătiri cu echipa mare și vin și joacă la juniori. De ce numărul jucătorilor crescuți în Academia FC Botoșani care ajung la Liga 1 este așa de mic? Nu cred că sunt eu în măsură să vorbesc, dar na, jucătorii de-a noștri joacă prin alte echipe, pe la Timișoara, pe la Buzău, pe la... care sunt ai noștri. În Liga 1, FC Botoșani a ratat obiectivul anului competițional 2021-2022, calificarea în play-off, dar încrederea în viitor rămâne. Da, încrederea în viitor rămâne, nu știu cât de mult, după ce au pierdut seniorii cu 1-0 pe teren propriu meciul cu Sepsi din ultima etapă. Cred că e tristețe mare la Botoșani. N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo în ultimele 4 etape înainte de încheierea sezonului regulat. Revenim la Academia Politehnică și cu domnul Cezar Honceriu, managerul acestei instituții. Spuneați de programe, că ați introdus un pic caracter științific al unor activități. Copiii se implică, sunt atrași de acest nou mod de a se pregăti, de a fi urmăriți, de a se perfecționa, de fapt. Programele noastre fac parte din latura educațională a jucătorilor și considerăm că este foarte importantă, pe lângă tot ce fac în antrenament, din punct de vedere fizic, tehnic, tactic, latura psihologică și cea de educație în general, nu numai de nutriție, dar educație contează foarte mult. Și considerăm că ei vor fi mai buni și pe teren în momentul în care vor fi niște copii educați. Avem programe bune, sperăm să facem și mai mult de atât. Ne lipsesc terenurile. Încă o dată, scuze, dar asta, ne lipsesc terenurile de iarbă. Păi avem mare nevoie. Este terenul de pe stadionul Emil Alexandrescu și mai este un teren de cu iarbă sintetică. Cu iarbă sintetică care va fi schimbată. Acea iarbă acum sintetică e în proces de înlocuire iarba și mai este terenul cu iarbă de antrenament pentru echipa de seniori. În momentul în care vor fi refăcute terenurile de pe abator, probabil că vom avea una dintre cele mai frumoase baze de fotbal din Moldova. Vom putea organiza acolo nu doar un sistem de antrenamente mult mai complex, ci și turnee. Putem să facem în fiecare vară trialuri. Ne dorim, începând din vara asta, vom organiza trialuri în care invităm toți copiii din zona Moldovei să vină, să participe la aceste trialuri și să putem face echipe cât mai competitive. Crearea unui grup bun, valoros, trage în sus fiecare copil individual, în mod individual, din această echipă. De asta este foarte important ca cei mai buni să-i putem reuni în aceeași echipă.
Acolo, la Bator, pe stadionul Tineretului, cum se numește, sunt tot așa trei spații. Terenul mare este din iarbă sintetică și mai sunt două. Mai sunt două iarbă, terenuri mari de iarbă și încă unul... Care nu se prezintă în condițiile cele mai bune la această oră. Nu, acum nu. Dar sperăm ca autoritățile să, să renoveze aceste terenuri și să avem terenuri de iarbă. E imperios necesar acest lucru. În rest, mingi, echipament, au tinerii fotbaliști? Da, avem... Nu vorbim doar de Liga Elitelor, unde e absolut obligatoriu. Vorbim și de Under 17, care e tot în Liga Elitelor, și de 15 și celelalte grupe. Eu vă spun că de multe ori copiii au venit cu mingea de acasă. Anul acesta, abia anul acesta s-a reușit să le dăm un echipament complet prin semnarea contractului cu Givova. Am dat echipament sportiv la fel la toți copiii din centrul de copii și juniori, însă în fiecare an aceste lucruri sunt lucruri care trebuie mereu schimbate, nu poți să le iei echipamentul înapoi la copii, ei rămân cu echipamentul, mingile la fel, foarte, foarte multe mingi le-am pierdut sau le-am spart pe terenul din Copou datorită faptului că gardul în partea lui superioară nu mai exista, atunci s-au pierdut foarte multe mingi. Încercăm să remediem acum împreună cu autoritățile aceste probleme. Eu spun că și rămân optimist, repet, rămân optimist în sensul ăsta, pentru că este viitorul pentru fotbalul ieșean. Un factor important sunt și tehnicienii, antrenorii acestor grupe. Din vremurile de demult, Iașul, sau în vremurile de demult, Iașul a avut antrenori pentru copii și juniori de mare valoare, care au lansat spre seniori jucători de talent. Sunt multe nume, nici nu vreau să le amintesc pentru a nu greși, pentru că e păcat să nu-i amintești pe toți mari fotbaliști ai Iașului. Mă voi opri la Mișu Bârsan, la Nicolae Ursache, care îmi vine în minte, Traian Iordache, antrenori foarte buni. Astăzi, Academia Ieșeană dispune de tehnicieni care să se autoperfecționeze, să îi perfecționați prin diverse stagii de pregătire? Asta și încercăm să facem. Trebuie spus că toți antrenorii de la Academia noastră sunt foști jucători de fotbal care au trecut pe la Politehnica Iași. E și o chestie de, până la urmă, de integrare socială pe latura profesională a lor, lucru care e un program foarte bine gândit și binevenit. Am scos un post la concurs, chiar iarna aceasta s-au prezentat doi antrenori foști jucători ai Iașului. A luat unul singur, Ciprian Brighiu, cu licența A, că asta a fost singura condiție. Pe care la Under 19, ce fel de licență are? Obligatoriu ai nevoie de UEFA și Adrian Chereșiu are această... Deci Adrian Chereșiu, îl vom vedea, acuși este la Under 19, la 17 ani. Adrian Cotan, și un jucător... Fost jucător emblematic al de Liga 1, tehnician foarte bun în teren. La 15 ani... Această echipă a fost preluată de curând de Bebe Manole, care are iarăși licența A și e un antrenor cu experiență la nivelul copiilor juniori. El a antrenat în campionatul elitelor și a antrenat bine. Sperăm ca și această echipă de Under 16 să vină din spate cu rezultate bune și să o vedem la anul la Under 17 cu rezultate bune. Mai trebuie să aducem copiii aici, de asta invităm la trialurile noastre, invităm toți copiii din regiunea Moldovei să vină să ni se alăture. Pentru că am amintit de Adrian Chereșiu și de echipa lui, care a câștigat cu 2-0 în ultima etapă, de fapt ieri, la Sfântul Gheorghe cu Sepsi, să urmărim reportajul pe care l-am realizat la antrenamentul dinaintea plecării spre Sfântul Gheorghe. Echipa formată din jucători sub 19 ani evoluează cu rezultate bune în play-out-ul Ligii Elitelor. Băieții pregătiți de Adrian Chereșiu se află pe primul loc în clasament după un start de an perfect, cu 4 victorii în 4 meciuri. La finalul săptămânii trecute au învins în deplasare cu 2-0 pe Sepsi Sfântul Gheorghe. Să vedem unde ne vom clasa, dar așa un obiectiv al meu personal, al echipei, împreună cu managerul Academiei, domnul profesor
Conceriu Cezar, ne-am stabilit să fim în primele două echipe din play-out. Ne vom continua activitatea, ne vom antrena zilnic pentru ca jucătorii să fie în formă. Dacă vor avea solicitări, sunt unii care vor termina junioratul, vor merge la echipe de seniori, ceilalți își vor continua activitatea care încă nu mai au un an, doi de juniorat și toată vacanța vacanța școlară mă refer, vom munci pentru a putea începe sezonul următor cât mai bine. Rămâne însă regretul că această echipă nu a realizat mai mult. La Under 19 cred că merita mai mult. Am avut o serie de jocuri pe care le-am pierdut la limite, la mustață. Puteam fi în play-off. Valoarea echipei noastre cred că era de play-off, dar n-am avut nici șansă. Jucăm în play-out și sper să terminăm primii în play-out. Obiectivul acestei formații și al Academiei în general este de a furniza tinere talente pentru echipa de seniori a clubului din capitala Moldovei. Obiectivul ăsta și este la noi, să creștem jucătorii tineri pentru a putea evolua la prima echipa politică, indiferent în ce categorie valorică joacă. Chiar acum joacă la prima echipă un jucător care a plecat de la noi, mă refer strict la Dragoșu Ungurenașu, jucător născut în 2004. Au mai fost o serie de jucători care au jucat pentru Politehnica, unii au plecat la Miroslava, unii sunt la Pașcani. Sper ca și din acest lot, și sunt convins că sunt 2-3 jucători care din vară vor face parte din lotul primei echipe. Dorința iubitorului de fotbal ieșean a fost mereu ca mai mulți jucători formați în pepiniera ieșeană să evolueze pentru prima echipă. Puțini fotbaliști formați de poli au evoluat însă la seniori, mai ales când echipa juca în Liga 1. Este potențial mare la nivelul Iașului, dar și cei care vin antrenori la Iași trebuie să vină mai mult, să-i vadă în jocuri, la antrenamente, pentru că numai așa pot să-ți faci o părere despre potențialul lor. Nu pot să spun că domnul Ienache n-a venit chiar a venit și la jocuri de pregătire și la jocuri oficiale. Deci este un antrenor care, într-adevăr, își dorește să promoveze jucătorii tineri. Dar depinde și de jucători, când ajung acolo să facă tot ce depinde de ei pentru a putea crește și a rămâne în lotul primei echipe. Tinerii jucători din Academia Politehnicii iubesc fotbalul, au obiective îndrăznețe, iar idolii și i-au ales de la cel mai înalt nivel. În momentul de față, acest sport înseamnă totul. Este un mod de viață și cea mai importantă și mai mare pasiunea mea. Cristiano Ronaldo pot spune că este idolul sau de când sunt mic, dar în momentul de față admir fiecare jucător în parte și încerc să fur din schemele, mișcările lor pentru a juca cât mai bine și a fi asemănător lor. De ce Cristiano Ronaldo? Pentru mentalitatea sa, faptul că este foarte muncitor și este dovadă că dacă îți dorești cu adevărat și muncești, poți ajunge acolo unde ți-ai propus. Aș vrea să debutez în Liga a doua la anul și după aia în Liga a întâi, de ce nu în străinătate? Deci la sezonul viitor să te vedem la Poli. Așa sper, da. Ai vreun jucător favorit, vreun model? Da, Messi. Și din România l-am avut pe Raul Rusescu, când a fost în glorie, și acum pe Tavi Popescu, într-un fel. De ce Tavi Popescu? Ce îți place? Are mult tupeu la vârsta lui, foarte tehnic. S-a impus repede la vârsta lui, în 19 ani. În momentul de față cam totul. Fac de 11 ani fotbal și pe asta m-am bazat cel mai mult în viață. Sper să continui în continuare. Ce îți propui? Ce vrei să realizezi? Care e visul? Să ajung la echipă mare sau la o echipă bună din Liga 1 sau cea mai mare dorință să ajung la echipă din afară. Modelul meu, idolul meu este Messi. De ce? Felul în care joacă și tehnica pe care o are. Academia CSM Politehnica Iași este organizată în 12 grupe la băieți și una la fete.
Da, Marius Ifrim și Dorus Pulber v-au propus acest reportaj. Continuăm, rămânem tot acolo pe stadionul Tineretului de pe Abator și vom vedea cum se pregătește o echipă privată a Iașului, un centru de copii și juniori care are de asemenea rezultate bune. Pasiune, acțiune, rezultate. Fotbal Club City Iași este de câțiva ani un proiect remarcabil pentru juniori. City Fotbal Club Iași este un club relativ nou înființat pe piața fotbalistică a Iașului. A luat ființă în anul 2019, deci acum 3 ani. La inițiativa domnului profesor Cristian Meiu m-am alăturat și eu. Eu am încercat pe partea de management și marketing, domnul Iulian Plop administrativ și ceilalți doi colegi ai noștri pe partea sportivă. Avem aproape 5 echipe, avem copii care ne vin din urmă. Practic, cei care sunt acum și au reușit o performanță despre care o să vă spun imediat, au un exemplu foarte bun să-l urmeze și sperăm să ducem acest proiect mai departe. Este un efort făcut, în primul rând, din resurse proprii. Am reușit cu ajutorul unor firme mici, care ne-au înțeles și ne-au ajutat. Veți reuși să susțineți în continuare aceste echipe prin efortul oamenilor de suflet? Cred că ce avem la momentul actual nu este suficient, mai ales că noi avem un scop și un obiectiv mai mare, acela ca copiii care anul acesta termină junioratul, cei din generația 2003, și practic aici se întâmplă o ruptură nu numai la nivelul echipei City, ci la celorlalte cluburi care au această generație de copii. Practic 1-2 au o șansă să joace la echipele din Liga 3 sau în altă parte, Liga 2, restul efectiv se lasă de fotbal. Vorbesc strict de cei din Iași. Încercăm anul acesta, avem și grupa aceasta de copii buni, să înființăm și o echipă de Liga 5, să atacăm Liga 4 și a 3 și chiar mai departe. Și poate în felul acesta o să sensibilizăm și alții oameni iubitori de sport din Iași să vină alături de noi. Noi am apărut relativ nou pe piața fotbalului din Iași, să zic așa, cu ghilimele de rigoare, dar suntem niște oameni onești, transparenți și știm că fotbalul nu este o afacere, nu este un profit, nu ai cum să faci profit, eu sunt conștient de asta și toți suntem. Ce am făcut, am făcut cu suflet și asta vrem să facem mai departe și oamenii care or să vrea să vină de noi, alături de noi, trebuie să fie tot din același profil. La diferite categorii de vârstă, micii sau mai mari fotbaliști se pregătesc cu sârguință și au rezultate apreciate. Echipele Under 19 și Under 17 se află printre animatoarele campionatului național, reușind să ajungă în grupele play-off. În etapa regulară a campionatului național 2021-2022 am disputat 11 meciuri. La Under 19 ne-am calificat în play-off, la Under 17 la fel ne-am calificat în play-off, în primele 6 echipe din serie, pe locul 4. Eu apreciez că rezultatele au fost foarte, foarte bune, ținând cont că acești copii nu au mai participat într-o competiție de așa nivel. Până acum ei au participat în campionatele județene și am dat piept cu echipe de top, echipe ale entităților liceilor sportive, ale cluburilor de tradiție, cea Club Piatra din regiunea Moldovei. Și după 7 etape din sezonul play-off-ului ne situăm pe locul 4, dar cu mari șanse de a ajunge pe locul 2. La grupa Under 19 sunt cel puțin 6-7 jucători de perspectivă care imediat ei termină junioratul și ar putea face pasul cu ușurință la Liga 3, la Liga 2, chiar și
doi jucători de Liga 1. Mirajul jocului rege îi aduce pe tinerii fotbaliști zi de zi la stadion. Fiecare cu visul său, dar cu dorința comună de a ajunge cât mai sus, fără a uita că fotbalul reprezintă doar o latură a formării personalității lor. Ce înseamnă fotbalul pentru tine? A ajuns o parte foarte semnificativă a vieții mele, cu foarte multă pasiune și încerc să ajung ce mi-am dorit, să joc fotbal profesionist. De când ai început acest sport? Am început pe 24 mai 2012. M-a dus tata la terenul Țigaret din Zimbru. Încă mi-aduc aminte secvențe din antrenament. Ai ținut minte exact ziua și luna? Da. A fost ceva deosebit? Băi, început unui povești. Tot la City? Da, înainte nu se chema așa, dar tot cu aceiași oameni, cu același colectiv. Și te-ai pregătit continuu de atunci, nu? Da, fără pauze. Pe ce post ai vrut să joci tu sau ai vrea să joci, dar de acum ești consacrat fundaș central? Îmi place foarte mult mijlocaș central, dar nici fundaș central nu-mi displace. Cât timp am libertatea de a juca, eu nu am niciun deraj. Chiar dacă ca fundaș obiectivul este să nu iei gol, îți dorești să-și marchezi. E alt sentiment, e altceva. Sau să mă dai o pasă de gol unui prieten, e un alt sentiment. Andrei, 4 antrenamente și un joc în fiecare săptămână. Nu e greu acest program? Este destul de dificil, având în vedere că avem și școala. Anul acesta, de exemplu, sunt clasa 12-a. Am mai mult de învățat, dar încerc să îmbin cele două activități. După programul școlar, merg acasă, mănânc, învăț puțin și merg la antrenament. Dar având în vedere că este o activitate a sufletului, nu pot să spun că mi este greu. Este ceva fără de care nu pot să trăiesc, este indispensabil pentru mine. Și așa că continui, chiar dacă este obositor. Ai fost titular în meciurile din campionat permanent? Nu am avut niciun meci în care nu am jucat, am avut o singură etapă, în ultima etapă, când am fost suspendat, din cauza acumului de cartonașe. Dar asta este, în rest am fost titular în toate partidele. Care faza jocului îți place? Având în vedere că sunt atacat în faza ofensivă, bineînțeles. Aș spune că contraatacul este faza la care pot să-mi expun și eu autururile, deoarece colegii m-au caracterizat ca având o inteligență de joc deosebită și pot să-mi expun calitățile în contraatac. Câte goluri ai marcat în acest sezon? În campionatul acesta? În prima parte a sezonului am marcat 9 goluri. Iar acum de când s-a reluat competiția, între partide am scris un singur gol. Alături de cei doi jucători, mai rețineți câteva nume: Alex Mihai, Marian Timbalaru, Tudor Vieru, Tudor Plop. Este posibil să mai auzim de ei. Mai greu sau mai ușor, depășind bariere, la Iași, un club privat de fotbal împlinește pasiunea tinerilor pentru sport. Domnule Cezar Honceriu, iată, am văzut 3 reportaje la 3 cluburi diferite. Concluzia că există potențial la acest nivel de vârstă, la 19 ani. Ce se întâmplă cu ei? De ce se pierd atât de mulți tineri care au făcut pregătire 5, 6, 7, 8 ani? Trebuie să spun prima dată că cu cât mai multe cluburi private de fotbal, de copii, cu atât mai bine pentru fotbalul de performanță, pentru că se lărgește baza de selecție. Football Club City Iași e un club, dar mai sunt încă 10. Care au numai până la un anumit copii, nivel de vârstă. Sigur. 14 toate, ani, cam așa. Toate sunt importante și copiii au șansă de acolo plecând. Important e ce fac atunci când ajung acești copii la 11 contra 11. Pentru că un copil talentat care joacă în campionatul național se plafonează. Ideal ar fi să joace în campionatul de elite, pentru că acolo sunt meciurile tare, acolo sunt confruntările cu adevărat care te pot pregăti pentru seniori și pentru o echipă cât mai bună de seniori. Uitați, și la Under 19 și la Under 17, Farul Constanța domină piața juvenilă de ani buni. De ani buni, pentru că
Aduce tot ce e mai bun, în sensul celor spuse de dumneavoastră. Aduc cei, fac în primul rând un grup foarte bun la nivelul fiecărei categorii de vârstă, under 19, under 17, under 16. Ei aduc pe cei mai buni pe care îi găsesc. Îi antrenează foarte bine și îi lansează, au un concept. Deci ei fac pasul de la echipa de junior la echipa a doua, ca o echipa a doua și imediat după aia la echipa de seniori. Lucrul ăsta și conceptul ăsta a lipsit la Iași. Mă întrebați de ce nu joacă copiii de la Botoșani sau de la Iași în primele echipe. Iași a fost anul trecut. În primele echipe, pentru că nu a fost o strategie a clubului de a promova acești copii. S-a mulat clubul pe strategia antrenorilor de fiecare dată când ei au venit la echipă privitor la selecție, în loc să antrenorul care vine ar trebui, antrenorul care vine la Politehnica Iași ar trebui să se muleze pe strategia și filozofia clubului, iar filozofia și strategia clubului nostru ar trebui să fie cea de promovare a propriilor talente. Nu spun, sunteți cumva idealist? Nu sunt idealist, spun că avem foarte... Pentru că atunci când vine un antrenor și îl solicit să vină să te salveze de la locul 12-13 pe care te afli, el vine și ți impune el întreg stafful și nici nu-l interesează ce ai tu în grădină. Aici cred că e o mare problemă în fotbalul românesc. Cum să evolueze acești copii? Cum să ajungă să joace la Liga a doua sau Liga a întâi? Dacă antrenorul spune, nu, am eu jucătorii mei, nu... Am să exemplific ca să fim foarte clari cu nume și prenume. Am avut un jucător, unul dintre cei mai buni din generația 2002, Danale. Vlad Danale. Vlad Danale. I s-a dat șansă la echipa mare un meci. A ratat o fază importantă, dar el a jucat bine și era pe val, adică prindea încredere. Contează foarte mult Absolut. La copii chestia asta. Nu a mai jucat din momentul ăla și altul jucător... N-a mai fost folosit. N-a mai fost utilizat în cadrul echipei, dar a fost utilizat un alt jucător adus de antrenorul de atunci. Nici n-are rost să mai dăm nume acum. Dar iată, strategia clubului nu a existat în momentul. Păi cum, avem un jucător, de ce să aducem altul din altă parte care nu era mai bun ca al nostru și să-i dăm meciul? Pentru că ăla, chiar dacă a jucat slab, chiar dacă nu a avut reușite, a continuat să joace. Pentru că era adus de alt antrenor. Și se întâmplă sinusoide, pentru că oameni suntem, poți să prinzi 2-3 meciuri bune, poți să Sigur, fie dar, și din formă. Dacă Danale ar fi jucat constant la echipa noastră, probabil că acum era titular în echipa noastră. Veți reuși să... Așa el s-a pierdut. Să vă susțineți această strategie în fața membrilor comitetului director și să impuneți tineri care... Termină junioratul? Vă spun sincer, sunt optimist odată cu venirea domnului Cornel Schweitzer, pentru că și dumnealui gândește în acest sens fotbalul și business-ul, până la urmă, din jurul echipei și strategia echipei. Domnul Cornel Schweitzer a și spus, în 2-3 ani de zile, dacă nu vom reuși să producem și să dăm jucători din Iași la echipa Iașiului, noi nu vom fi productivi, nu avem productivitate. Nu, dar n-are rost să ocupăm pozițiile astea, nu? Da, bineînțeles. În stafful, în Și atunci clubului. Iată că deja se conturează o strategie și o filozofie a clubului nostru. Trebuie să ne ținem de această strategie și filozofie. Va veni un an foarte greu prin prisma acestei filozofii, pentru că este viitorul, anul viitor, noi dorim promovare cu prima echipă. Și atunci, bineînțeles că această strategie va fi cumva foarte strictă. Însă, după, și să dea Dumnezeu să promovăm, după promovare, această strategie ar trebui să explodeze. Până atunci, noi va trebui să ne asigurăm că cei mai buni jucători care termină junioratul vor merge la divizia C și vor juca cât mai multe meciuri sub comanda unui antrenor cât mai bun. Pentru vedeți, că contează aici foarte sunt mult. Câteva probleme și întreg staful clubului, împreună cu dumneavoastră, desigur, va trebui să fie foarte armonios în acțiune. Pentru că e important să știm ce faceți cu acești copii care termină junioratul. Unde se duc ei? Pe mâna cui intră? Vor putea ei să se perfecționeze acolo? Vor putea juca meci de meci pentru a se impune?
În acest sens avem mai multe runde de discuții și mai multe direcții, purtăm aceste discuții pe mai multe direcții cu diferite echipe de divizia C din zona Moldovei, cum ar fi Pașcaniu, cum ar fi Rădăuțu, poate promovează o echipă din județul Iași și atunci vom putea face o strategie prin care acești copii să joace un an de zile, pentru că trecerea de la juniorat la seniorat e foarte grea. Antrenorul de la echipa mare are obiectiv promovare, nu are timp să îți crească copii, dar un an de zile petrecut de acești copii în divizia C, la seniori, poate conta și îi poate ajuta pe ei să explodeze. Părerea mea este și într-o altă direcție. Atunci când nu ai suficiente fonduri pentru a ajunge în primele 5-6 din fotbalul național, e bine poate să și riști și să folosești acești copii, chiar dacă rămâi în Liga a doua, chiar dacă ești în pericol de retrogradare în Liga a treia, până la urmă ei sunt membrii comunității ieșene în cazul de față, dar și botoșenene, sucevene, băcăoane, o altă comunitate din regiunea Moldovei. Cred că merită încredere și trebuie avut răbdare un pic cu ei, chiar cu riscul, de a retrograda. Mă uitam la Huș, la ultimul meci, au jucat Hușenii cu Rădăuțul, cum a spus dumneavoastră, în Liga 3. Au fost în tribune circa 800-900 de iubitori ai fotbal. Și echipa n-are șanse de a ajunge la baraj, e pe locul 3 în play-off, Liga 3. Oamenii se duc să vadă spectacol. Cred că acești copii ar putea să ofere spectacol. Da, eu nu aș vrea să ne luăm riscuri vis-a-vis de echipa mare, pentru că echipa mare este foarte... E dreptul meu, eu sunt suporter, pot să limit aceste păreri. Ca și membru în comitet de directori, eu nu pot să spun că vrem să ne luăm riscuri, ci trebuie să ne gândim că echipa mare este ca o vitrină pe care o putem utiliza pentru copiii care vin din spate și atunci trebuie să facem vitrina asta, să o ducem cât mai sus și să fie cât mai frumoasă. Sunt de acord cu dumneavoastră și aici apare o altă problemă mult discutată și dezbătută, cea a echipei secunde a clubului Politehnica Iași, unde să poată juca și să facă trecerea acești tineri care termină junioratul. Și pentru că am vorbit de Liga a treia, haideți să vedem și rezultatele și clasamentul foarte rapid în cele două serii. Așadar, iată rezultatele din play-off-ul seriei întâi. Vă spuneam, Bucovina Rădăuț a terminat la Huș 0-0, iar Dante Botoșani cu greu a reușit să învingă Foresta Suceava 1-0. Dante Botoșani și Foresta Suceava sunt virtual calificate în barajul pentru promovarea din următoarea perioadă în Liga a doua. În play-out, vedeți dumneavoastră situația, Știința Miroslava se află și ea în pericol. Acolo depinde de ce va face CSM Bacău, care a pierdut acasă meciul cu Șomuz Fălticeni, în timp ce Miroslava a câștigat la Pașcani. În seria a doua a fost derbiul play-off-ului. E vorba de Oțelul Galați, CSM Focșani 2-0 și Aerostar Bacău, Metalul Buzău 6-0. La fel, cred, Oțelul Galați și CSM Focșani nu mai pot fi detronate de pe acele două locuri fruntașe. În play-out, Făureiul și Chiscaniul sunt la retrogradare, în rest rezultate normale. Și în continuare joc pe colegul meu, regizorul emisiunii, Cristi Burlacu, să ne dea golurile de la meciul Oțelul Galați cu CSM Focșani. Avem un montaj, iată, Cisoti a marcat primul gol pentru Gălățeni și al doilea gol va fi marcat de Jardan pentru 2-0 în meciul Oțelul Galați CSM Focșani, atmosferă incendiară la Galați, revedem cele două goluri. Oțelul care dorește și speră să promoveze în Liga a doua și să refacă drumul de glorie, așa cum era în vremea când Vasile Simionaș, ieșanul nostru, era acolo antrenorul formației. Cam atât pentru astăzi. Eu mă mulțumesc domnule Cezar Honceriu pentru acest dialog. Sper să fi fost unul constructiv, să fi atras atenția
o dată în plus asupra acestor echipe, acestor copii frumoși ai fotbalului juvenil din România, poate și mediul de afaceri se va apropia mai mult și de Academia dumneavoastră și de alte cluburi pentru a le susține, nu? Mulțumesc, Doamne ajută! Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost în fața micilor ecrane. Ne revedem săptămâna viitoare. Cu bine!